Pe 22 martie, în calendarul ortodox, este sărbătorită o prințesă care a fost prigonită de tatăl său. Este nimeni alta decât Drosida, fiica împăratului Traian. Credincioșii care postesc în această zi vor avea noroc și sănătate. Tradiția spune că cei care țin cont de obiceiurile acestei zile vor avea noroc. Este ziua în care trebuie să postești și să vorbești cât mai puțin. În ziua de 22 martie este celebrată o prințesă care a devenit sfântă. Este vorba despre Drosida, fiica împăratului Traian. Ea a renunțat la viața de la palat după ce 5 tineri au fost ucise din porunca tatălui ei. 22 martie este într-o zi de vineri, iar tradiția spune că cine ține post vineri își curăță trupul și sufletul și are parte de zile bune. Este ferit de rele și va atrage binele și norocul în casa lui. Vinerea se ține cu credință, este bine să te rogi vineri, ca și duminică, și să ții un moment de odihnă. Cine cinstește astfel Sfânta Vineri va avea parte numai de lucruri bune și va fi ajutat de Dumnezeu. Vinerea trebuie să mănânci puțin, trebuie să vorbești puțin, trebuie să te ferești de orice sfadă sau orice câlceavă și să te ferești de vin. Vinerea nu este bine să te distrezi, ci este bine să trăiești cumpătat, pentru că este zi de post. În trecut, vinerea nu se făcea curat, nu se mătura, nu se arunca cenușa din sobă, deoarece se crede că aruncai tot norocul și binele din casă. În trecut, în această zi, gospodinele nu aveau voie să coace pâine și nici să facă borș. În caz contrar, se spune că atrăgeau bolile și relele asupra locuinței. De asemenea, se spune că vinerea nu este bine să mănânci usturoi. Relatează Newsweek.ro.